387.000 de oameni au o pensie mai mică de 2.000 de lei pe lună, dintre care 180.000 de oameni au o pensie mai mică decât 1.200 de lei. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că aproape 72% din pensionari trăiesc sub pragul sărăciei absolute. Aceste cifre sunt de-a dreptul dramatice. E vremea să punem în aplicare o politică realistă și dreaptă de creșterea pensiilor. Și trebuie să începem de la majorarea pensiei minime pentru ca aceasta să depășească pragul sărăciei absolute. E vremea să ne stabilim un obiectiv național, obiectivul național de creștere a pensiei minime la nivelul de 2.000 de lei.